Liderul Al-Qaeda a fost omorât de forțele speciale americane la 2 mai anul trecut în orașul Abbottabad, într-o casă situată în apropierea celei mai mari academii militare din Pakistan. Țara este astăzi în alertă. Osama Bin Laden are încă destui susținători, unii îl consideră sfânt. După incident, suspiciunile de complicitate între armata pakistaneză și rețelele islamiste s-au intensificat. Islamabadul a format o comisie de anchetă, dar nu s-a ajuns la o concluzie până în prezent. La un an de la moartea lui Osama, Pakistanul îi adăpostește în continuare pe unii dintre cei mai căutați suspecți de terorism.